Ne-a sunat domnul Gheorghe Becali. Probabil că s-a uitat la povestea asta și înțeleg că dorește să intervină. Bună seara, bună seara, domnule Becali. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Fiți atenți aici. Eu cu tine, noi, Simona, da, ne ocupăm noi doi să luăm mâine legătura, nu mâine luni, că mâine e sărbătoare la biserică, o aduci pe femeie, adică noi doi vedem cum facem, îi cumpăr eu casă, eu unde, ce comună stă, ce, unde, ce localitate. Sunt din ea, Lomița. Îi cumpăr eu casă, îi ducem toți copiii la femeie, el care a bătut-o nu mai are voie deloc niciodată să se ducă la ea, îi dau un număr de telefon de la un bodyguard al meu și când vrea să vadă copiii se duce numai cu bodyguardul. Dacă ea vrea să-l primească noaptea, îl ține noaptea acolo, a doua zi bodyguardul ia. Că poate vrea să stea cu aia, te iubește, cred eu. Poate mai, dacă ea spart maxilarul de atâtea ori și tot stă, înseamnă că ea iubește, ea a suferit. Atunci, dacă vrea, că și ea are nevoie să stea cu bărbatul și bărbatul cu ea. Dar, dacă mai vrea să stea cu ea, luăm preotul să facă cununie ca să fie cununat în fața lui Dumnezeu în Sfânta Taina Cununie, ca să nu mai stea în desfrânare și în curvie, pentru că de-aia se îmbobat. Pentru că ei nu sunt cununați și au făcut copiii în desfrânare. Dar știți deci ce se întâmplă, domnul Becali? El are meteahna asta a băuturii și el acum zice că o să facă și o să dreagă, dar când se bată prima dată, până la prima sticlă. Păi mai încercăm. Ce să facem acum? Dacă au 8 copii, mai încercăm și noi. Lasă să încerc și eu, dacă tot ei au făcut ce au făcut, o să încerc și eu. Lăsați-l pe mâna mea și pe el, lăsați-l pe mâna mea, că îl pun eu la punct. Stai liniștită. Că îl pun eu la punct, să vezi și la punct îl pun. O să vezi. Îi cumpăr casă la femeie, pe numele ei și la copiii ei. El n-are voie să meargă acolo decât îmi dă mie telefon, că-i dau telefonul meu. Domnul Becali, pot să mă duc să văd copiii? Și eu zic, nu bei deloc o zi, a doua zi ai voie să mergi. Și dacă ea mă sună și îmi spune domnul Becali, îl primesc noaptea asta să stea la mine, îl las, dacă nu, vede copiii 3, 4, 5 ore și pleacă acasă. Iar femeia, am grijă eu de copii, și de mâncare, și de bani, și de haine, și de toate. Ea doar, după ce a suferit atâția ani, doar atâta să stea liniștită și să crească copiii, să-i spele pe copii și atâta să facă mâncare. În rest, toți bani le dau eu. Auziți, doamnă, sunteți mulțumită? Da. Vorbește ceva. Mulțumesc. Da, îi mulțumesc în suflet. Vă dați seama că cred că e în stare de șoc, domnul Becali. Da, da. Toți suntem, păi suntem noi în stare de șoc. Da. 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 Domnul Becali, vă mulțumim din tot sufletul. Dumneavoastră ați făcut multe fapte bune și una dintre ele, eu o știu foarte, foarte bine, este cu Anda Călugăreanu. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Aici e un caz mult mai special. Sunt 8 copii la mijloc. Și de așa e, așa e. Așa e. Și ei săraci n-au nicio vină, care dacă îi lăsăm așa în voia soartei, o să ajungă pe drumuri și o să facă infracțiuni. Așa că eu o să-i salvez, pentru că copiii ăștia o să am eu grijă de ei și nu că o să le iau casă. O să, tot timpul eu o să-i cercetez dacă sunt comenzi, dacă merg la școală. Să meargă la școală, așa este. Da. Acum, și acum merg la școală toți. Da. Mulțumim din suflet, domnule Becali. Vă mulțumim, mulțumim și vă felicităm mult pentru gest, domnule Becali. Mulțumim din suflet. Bine, fiți sănătos. Să mă sunați luni ca să... Că eu imediat, în 2-3 zile, găsesc casa acolo. Așa facem, vă dați seama că ne ocupăm. Mulțumim din suflet. Mulțumim. Fiți sănătoși, bucurii, sfinte, sănătate. Sănătate, vă dăm. Vă mulțumim. Sănătate. Da, mulțumim și doamnei și invitațiilor și... E, uite că s-a rezolvat. Zi norocoasă, Sfântul Mihail și Gavril.
nu știu care dintre ei. Ori Mihail, ori... Becali, da, că încearcă ca să îi țină copiii. Hai, lăsați, domnul. Da. Toți pentru, uniți. Pentru femeia, și pentru poate... femeia asta. Nici nu am spus la mulți ani lui domnul Becali, ar trebui să-i spunem la mulți ani. Păi nu e Sfântul Gheorghe. Da. Nu contează. Am înțeles. Bine, mulțumim foarte